Dan Diaconescu și-a petrecut noaptea în arest, iar procurorii îl vor încătușat cel puțin 30 de zile. Potrivit acestora, ar fi întreținut contra cost relații intime cu două surori, deși știa că sunt minore. Răpus de oboseală după 10 de ore petrecute la desăpezire, un drumar din Botoșani a murit la serviciu. Troenele continuă să ridice probleme în zona Moldovei. Iar mii de fermieri români au blocat vămile și străzile mai multor orașe. Sunt nemulțumiți de ajutorul acordat de Comisia Europeană după ce grânele ucrainene au invadat piața. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Procurorii din Constanța au cerut în urmă cu două ore arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului realizator de televiziune Dan Diaconescu. Acesta este acuzat că ar fi întreținut raporturi sexuale în mod repetat contra unor sume cuprinse între 300 și 400 de lei cu două surori gemene minore atunci când s-au consumat faptele. Potrivit anchetatorilor, Diaconescu știa vârsta fetelor. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. Au găsit ceva la dumneavoastră în casă? Au găsit ceva? Este o invenție, o băzăcune. Convins că tot ce îi se întâmplă este o nebunie, Dan Diaconescu a urcat zâmbitor în mașina poliției după ce a asistat la percheziția făcută în apartamentul lui de la malul mării. Până spre miezul nopții, avocatul care îl apără a crezut că nimic senzațional nu îi se va întâmpla fostului realizator de televiziune. Rămâne aici peste noapte sau care e procedura? Ferească Dumnezeu, pentru ce nu să rămâne aici, nu? Și totuși, Dan Diaconescu și-a petrecut noaptea în arestul poliției din Constanța, reținut pentru 24 de ore. Înainte i-au fost prezentate acuzațiile. Ar fi săvârșit două infracțiuni de act sexual cu un minor și două infracțiuni de folosire a prostituției infantile. Prima faptă se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare, iar a doua cu până la 2 ani. Cel puțin o întâlnire a fetelor minore cu Dan Diaconescu ar fi fost filmată. Imaginile au fost folosite de ele și de cei din anturajul lor ca să îl șantajeze pe Diaconescu. Surse apropiate fostului realizator de televiziune au declarat că adolescentele l-au chemat pe Dan Diaconescu într-un apartament din Constanța, unde instalaseră printre perdele, într-un dormitor, un telefon mobil. Ca imaginile să nu devină publice, i-ar fi cerut inițial 10.000 de euro. În condițiile în care făceam plângere, era imposibil să nu ajungă la urechile familiei mele, ar fi declarat Dan Diaconescu, potrivit apropiaților lui. A existat un filmuleț, nu știu dacă pot să-i spun compromisător, dar a existat un filmuleț făcut în scop de șantaj. Acest lucru rezultă clar din actele și lucrările dosarului. Dan Diaconescu le-a plătit pe fete? Nu, susține în mod vehement acest lucru. Parchetul susține altă variantă. În unele dintre secvențele filmate, aflate acum în dosarul procurorilor, Dan Diaconescu ar fi surprins fără tricou, spun surse apropiate lui, dar nu ar exista niciun act sexual. Ar mai fi o înregistrare în care fetele minore îi propuneau lui Dan Diaconescu să-i aducă o prietenă de-a lor virgină. Convorbirea ar fi fost descoperită de poliție în telefonul uneia dintre adolescente, care ar fi fost prinsă la furat. Surse din anchetă spun că în timpul audierilor, Dan Diaconescu nu a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu cele două minore. El le-a spus oamenilor legii că le cunoaște și că ar fi două tinere cu care a schimbat câteva cuvinte anul trecut, în timp ce se afla într-o vacanță pe litoral. Faptele de care este acuzat Dan Diaconescu s-au întins pe durata unui an, între septembrie 2020 și septembrie 2021. A fost pusă în mișcare acțiunea penală astăzi. Dan Diaconescu a devenit inculpat. El neagă cu vehemență și respinge acuzațiile formulate de către parchet. Domnule Diaconescu, vă considerați vinovat? V-ați culcat cu două minore? Situația lui Dan Diaconescu este cât se poate de complicată pentru că este considerat recidivist. Fostul realizator de televiziune are la activ o condamnare de 5 ani și jumătate de închisoare pentru șantaj, pedeapsă pe care a executat-o doar parțial și pentru care încă se mai afla în perioada de supraveghere. Așa că dacă va fi condamnat și pentru acuzațiile de natură sexuală, Dan Diaconescu va fi obligat să execute și restul de închisoare rămas la liberarea condiționată de acum 6 ani, adică 511 zile. Dan Diaconescu are 55 de ani, este căsătorit și are o fiică de 18 ani. De-a lungul timpului, despre el s-a spus că ajunsese să dețină o avere de peste 30 de milioane de euro. După ce a dispărut din lumina reflectoarelor, Dan Diaconescu a avut rar apariții publice. În vara anului trecut, de pildă, a fost martor la nunta liderului AUR, George Simion. Nu a mai apărut la televizor pentru că, atunci când a fost condamnat la închisoare pentru că a șantajat un primar din Arad, a primit și această interdicție valabilă până în 2025. Roșii ceapă și măsline,
Îmi e așa de dor de tine. Formidabil, vom reveni. Iarna grea care a lovit cu furie zona Moldovei a luat fără milă vieți de oameni și de animale. Un drumar de 57 de ani din Botoșan a murit de epuizare, potrivit colegilor, care spun că ar fi lucrat la desăpezire 40 de ore. Iar un vârstnic, surprins la drum de viscol, a sfârșit înghețat. Abia astăzi, după două zile, familia a fost anunțată. În continuare sunt șosele blocate. Dumitru Kim avea 57 de ani, iar de 33 lucra la drumuri în Săveni, județul Botoșani. Din momentul în care s-a anunțat codul roșu de vreme rea, a muncit 40 de ore fără pauze, prea lungi. Era șofer pe un utilaj de dezăpezire și ar fi curățat inclusiv drumul care ducea la casa unei gravide. Femeia a născut asistată prin videocall. Dimineața, Dumitru Kim s-a retras la bază pentru că nu se simțea bine. Când l-au găsit, colegii nu mai sufla. Cei de la poliție și de la Inspectoratul Teritorial de Muncă fac acum anchete. În continuu, am înțeles vreo 40 de ore. Și el mergea cu freza înainte să facă loc la ambulanță. La noapte am convenit un pic la district la Săveni să odihnească. Nu mai putea de oboseală. Lucra non-stop, lucra ca autofreză. Dacă nu au oameni așa de mulți la drumuri. Pe Boldo și ziua și noaptea, omul și-o da silința. Pentru v-am spus, era un om extraordinar, disăritor la orice. Să muncești până la ultima suflare. Ne exprimăm regretul pentru un om extraordinar care a muncit și a ajutat conducătorii auto, populația. Tot în Botoșani, un bărbat de 73 de ani a fost găsit înghețat într-o curte. Omul și-a abandonat mașina în nămeț și a căutat adăpost. Chiar dacă viscolul s-a potolit, sunt troiene pe multe drumuri din Moldova. În județul Botoșani, pe acest drum județean, încă se lucrează. După cum se poate vedea, zăpada este mai mare decât mine. Aici depășește 3 metri. Pe o astfel de vreme, 16 pacienți au avut nevoie de dializă, iar 3 microbuze care transportau 15 ucraineni, între care și 4 copii, au rămas în zăpadă. În Iași, un jandarm aflat în misiune a zărit un cățeluș înfrigurat și l-a luat cu el în mașină. Iar această cățelușă a ajuns cu tot cu puii la o femeie. Troienele au acoperit inclusiv un adăpost din Suceava. Ne-au venit 5 oameni care ne-au scos efectiv de sub zăpadă, s-au dărâmat plasele zăpada, cât țarcurile au fost. În satele lovite de furtuna de zăpadă, mulți nu au putut să iasă în curte în ultimele două zile. Două zile a stat așa, închis, blocat peste tot, până noi la magazine. De furcă au avut și șoferii de tir care nu au putut să înainteze și au stat în coloană câte 20 de ore. În Fălticeni, pe DN2, coada s-a întins printre blocuri, iar pe E85, lângă Roman, polițiștii l-au împărțit ceai cald celor epuizați. Își spune Fatima și pentru că a promovat agresiv o organizație teroristă, o româncă din turnul Severin riscă ani grei de închisoare. Ia aflați povestea în câteva momente. Peste 7.000 de fermieri au protestat astăzi furioși în toată țara. Au ieșit cu tractoarele în stradă, atât în principalele puncte de frontieră, cât și în marile orașe. Lor li s-au alăturat și agricultorii bulgari. Cu toții sunt supărați că ajutorul dat de Comisia Europeană este prea mic și nu acoperă pagubele suferite de când cerealele din Ucraina au invadat piața la prețuri mult mai mici. Ministrul Agriculturii a anunțat că pe lângă ajutorul Comisiei va contribui și statul român, însă doar pentru producători, nu și pentru comercianții de cereale. În Târgu Mureș, situația a devenit tensionată după ce fermierii au intrat în forță în centrul orașului. La un moment dat s-au intersectat cu un autoturism pe care aproape că l-au luat pe sus. Autoritățile au reușit să-l scoată pe șofer în siguranță. În tot acest timp, punctul de trecere a frontierei Nădlac 1 a fost blocat timp de o oră. 80 de utilaje au mers în coloană către graniță cu doar 10 km pe oră. Astăzi, dacă vreau să vând grâul, trebuie să produc 6 tone de grâu pe un hectar ca să ajung cu cheltuieli la zero, ceea ce este extrem de greu să mai rămânem pe piață. În portul Constanța Sud, Agigea, românilor li s-au alăturat și fermieri din Bulgaria. Scene similare s-au derulat și în Timiș, Cluj, Galați sau Buzău. Câteva sute de fermieri s-au adunat și în punctul de trecere a frontierei spre Moldova. Comisia Europeană a stabilit să se facă un culoar de trecere, adică cereale trebuiau să intre prin vămile din România și trebuiau să ajungă în porturile din România și din Bulgaria. Din păcate, statul nostru român nu a știut să gestioneze acest lucru. Noi, fermierii, am ajuns la fundul sacului, iar aceste importuri care vin astăzi din Ucraina, practic ne-au distrus. Fermierii spun că banii dați de Uniunea Europeană drept compensație sunt prea puțini în raport cu pierderile lor, dar și că oricum ajung târziu, în septembrie.
Ministrul Petre Daia a venit însă cu precizări. Acele sume care au venit în prima tranșă de la Comisia Europeană se pune în mișcare imediat. Bugetul Ministerului Agriculturii a fost depus alături de această 10 milioane, încă 10 milioane, practic suma s-a dublat, se vor da numai la fermierii care au cereale pe stoc la data de 1 februarie. Nu se dă nici un cent pentru comercianții de cereale. Dacă mai vorbim de încă 20, ar însemna 40-60 de milioane. Este nimic față de cele minim 200-300 de milioane cât au fost estimate ca și pierderi pentru fermierii noștri. În acest moment, în urma presiunilor făcute de România, Bulgaria și Polonia, Comisia Europeană analizează încă un ajutor, dar nu a fost vehiculată o sumă. Între timp, Polonia a anunțat că oprește temporar importurile de cereale din Ucraina pentru a atenua impactul prețurilor, însă permite tranzitul. Cu doar două zile înainte de florile ortodoxe, autoritățile au confiscat pește fără acte de proveniență și ținut în condiții improprii. S-au strâns în jur de 1000 de kilograme după controle făcute în 8 piețe. Claritatea ochilor și culoarea roșie a branhiilor sunt doar două indicii că peștele este proaspăt, ne sugerează bucătarii. Peștele autohton de apă dulce a fost scos direct la vânzare în condiții improprii, potrivit autorităților. A fost găsit în galantare murdare și ruginite, ori în gheață veche plină de mizerie. Cea mai mare cantitate de pește a fost confiscată de polițiști din această piață din cartierul Bucureștii Noi. Numai de aici a fost ridicată cel puțin o tonă de pește fără acte de proveniență. De asemenea, alte 200 de kilograme au fost confiscate din piața Progresul și 40 de kilograme din piața Domenii. Au fost controle însă și în piețele din sectoarele 3, 5 și 6. În plus, pe etichete nu apărea termenul de valabilitate. Amenzile date se ridică la 53.000 de lei. Verificările vin în contextul în care duminică sunt floriile, iar românii mănâncă în mod normal pește. O satura peștelui. Deci, coroane, dacă oasele stau bine în carne, peștele nu miroase. Și, în principal, asta este indicele pentru peștele mai vechi, coastele care ies din el. După burta lui, se cunoaște că dacă e moare burta, înseamnă că el e stricat. Dacă ochii tulburi, e vechi și la brahii. Și dacă e lipicios, dacă se lipește, nu este bun. Cel mai sigur este să cumpărați peștele din magazine autorizate. Este la vânzare și pește românesc, dar și adus din Grecia, ori direct din bărcile pescarilor din Spania. Este vândut crud ori gătit. În funcție de asta și prețul diferă. În această pescărie, de exemplu, 100 de grame de păstrăv crud costă 4,50 lei, în timp ce același pește, dar gătit, este 13 lei 100 de grame. Mult mai scump este bibanul. Un pește întreg adus din Spania costă și 300 de lei dacă este gătit. Peștele îl recunoaștem că este proaspăt după textura cărnii, ochii să fie limpezi și, bineînțeles, branhiile să fie roșii. Ajuns în pescărie, el poate să stea până la 10 zile din momentul capturării. Undițarul este la fel un pește foarte cerut, carnea este albă, nu are niciun pic de os, îl recomandăm în sos de vin. Aici avem un biban de mare sau lup de mare, cum se mai zice la noi. Eu îl fac de obicei în sos sicilian aici. Îl punem pe tavă, preîncălzim cuptorul la 180 de grade, 200. Din 2018 până acum, prețul peștelui a crescut în medie cu peste 50% în România. Cel mai tare s-au scumpit somonul și păstrăvul. În ultimul an, prețul acestora practic s-a dublat, spun comercianții. Și platformele care livrează mâncare au intrat în atenția fiscului. Inspectorii ANAF susțin că multe dintre aceste companii își plătesc angajații la negru după ce au descoperit pentru aproape 5 milioane de ore de muncă nu s-au achitat taxe și contribuții. În total, spun economiștii, statul ar fi trebuit să încaseze în jur de 40 de milioane de lei. Potrivit Eurostat, România este la coada clasamentului și când vine vorba de colectarea taxelor. Pe bicicletă, trotinetă, scooter sau în mașină, nu există oraș în care să nu vedem curieri care livrează mâncare. Mulți dintre ei, spun inspectorii antifraudă, sunt plătiți la negru și nu au contracte de muncă încheiate. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV, inspectorii ANAF susțin că în urma controalelor au descoperit 200 de firme care în perioada 2019-2022 nu au declarat aproximativ 4,8 milioane de ore de muncă prestate de curieri, pentru care nu au fost achitate impozite și contribuțiile aferente. De regulă, astfel de salariați ar trebui plătiți la nivelul salariului minim pe economie, adică 3.000 de lei brut. Asta ar însemna 40 de milioane de lei contribuții salariale neplătite de la 200 de firme. Evident că e mult.
Și dacă ne raportăm, să zicem așa, global, în mare, că în România avem aproximativ 1 milion de firme, plus minus, mi se pare foarte mult. Deci este o dovadă concretă a muncii la negru și a concurenței neloiale pe care unii o practică. De cele mai multe ori, platformele de livrare nu angajează direct curierii, ci încheie contracte de colaborare cu societăți care pun la dispoziție forță de muncă. Mulți dintre acești angajatori, spun inspectorii ANAF, nu au înregistrat toate contractele de muncă încheiate și înregistrează cheltuieli fictive, astfel încât să dispună de numerar și să îi plătească la negru pe curieri. Autoritățile au descoperit bonuri false de combustibil care erau falsificate la imprimantă, ori pur și simplu cerute în benzinărie, acolo unde mulți clienți le lasă după ce alimentează. Într-un răspuns pentru știrile Pro TV, reprezentanții uneia dintre platformele de livrare susțin că respectă toate reglementările naționale. Curierii care livrează prin intermediul platformei sunt angajați ai companiilor de logistică, parteneri terți care trebuie să respecte reglementările fiscale din România. Potrivit legii, firmele riscă amenzi de 10.000 de lei pentru fiecare muncitor plătit la negru, iar amenziile cresc pentru companiile din construcții. Comisia Europeană a pus în dezbatere publică un set de norme care reglementează statutul acestor angajați. Să aibă un salariu minim garantat, concedii medicale plătite, zile de vacanță și posibil șomaj. We are now discussing the European directive on platform work and working conditions for platform workers. I follow also what is done in Romania. La nivel european sunt peste 12 milioane de persoane care lucrează pentru diferite platforme digitale. Au apărut noi imagini cu Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, în timp ce jignește un polițist local care își făcea datoria. Din înregistrare reiese că agentul a fost sunat de superiorul său și, deși omul a anunțat că a fost bruscat și că Lupu era băut, este sfătuit să o lase mai moale. Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului, primarul Virgil Chițac, despre care chiar Mihai Lupu a declarat că l-a sunat personal ca să-l ajute în acea noapte, a venit cu precizări pentru știrile Pro TV. Cazul este anchetat de procurori. Ce-a făcut, mă, prostule? Ce? Spuneți. 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 Pe tine? Spuneți. Imediat după ce Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a fost oprit de un echipaj al poliției locale, agentul este sunat de șeful său, Adrian Palade. Nimeni altul decât cel care conduce serviciul rutier din cadrul poliției locale, instituție aflată în subordinea primarului Virgil Chițac. Imediat. Nu are acces pe mașină. Da? Bine, vezi că a pus mâna pe mine. Nu, e la început. Păi dacă ești în stare de ebrietate. L-ai filmat? Da, l-am filmat, da. L-ai filmat, da? O să vă zic mie să-ți fac filmare. L-am filmat. Da. Procurorii care au deschis acum un dosar de ultraj urmează să stabilească în ce împrejurări a aflat șeful agentului despre incident și de ce nu a sesizat parchetul, dacă tot știa adevărul. Dosarul de ultraj deschis de procurori este încă în faza de rem, adică nu privește o anumită persoană. Procurorii sunt încă în stadiul administrării probelor și abia la final ancheta se poate îndrepta spre președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. Președintele Consiliului Județean Constanța a povestit public că în noaptea respectivă l-ar fi sunat pe primarul Virgil Chițac și l-ar fi rugat să intervină pe lângă agent. Într-o declarație pentru știrile Pro TV, Virgil Chițac susține contrariul. Luați mâna după mine. Nu, prostule, vorbește cu primarul tău, mă. Luați mâna după mine, vă anunț că sunteți înregistrat. Bă, idiotule, lasă-mă, bă, vorbește cu primarul tău, ia telefonul. Bă, ești idiot, vorbește cu primarul tău. Mâine nu mai ești acolo, mă, prostă lăule. Cât de prost să fii tu, mă. Eu sunt președinte Consiliul Județean. Eu n-am nicio problemă să vă răspund la întrebare în mod direct. Vă spun clar că în seara aceea eu n-am vorbit, domnule. Este cancan. Contactat de reporterii Pro TV, Adrian Palade, șeful serviciului rutier din cadrul Poliției Locale Constanța, cel care l-a sunat pe agentul care își făcea datoria, a refuzat să facă vreun comentariu. Nici superiorul său, șeful Poliției Locale, nu a dorit să vină cu precizări. Mai mulți parlamentari români cer limitarea inteligenței artificiale și folosirea abuzivă a unor montaje video și audio. Ce pedepse sunt prevăzute și care sunt pericolele, descoperiți imediat. O româncă din Drobeta, Turnul Severin, care ar fi promovat în mediul online temuta grupare teroristă Stat Islamic, riscă cel puțin 8 ani de închisoare. Fatima, cum își spune suspecta, în vârstă de 41 de ani, umblă acoperită în întregime doar de haine negre.
Nu a renunțat la această îmbrăcăminte nici măcar în arestul poliției. Soarta ei va fi decisă de judecătorii Instanței Supreme. Doamna, a meritat statul la închisoare pentru statul islamic? Allahu Akbar. Da, ține. Ce v-a determinat să promovați această mișcare teristă și acea grupare? Ușor, vă rog, haide. Florentina Liliana Gâdea, sau Fatima, cum își spune, va fi judecată de Înalta Curte de Casație pentru că ar fi făcut propagandă grupării teroriste ISIS cu ajutorul unor materiale interzise. Asta deși în urmă cu mai puțin de un an a fost condamnată definitiv pentru același gen de acuzații. S-ar fi radicalizat în Franța în urmă cu aproape 10 ani, unde a fost închisă pentru furt. În cadrul materialelor accesate sau diseminate de inculpată, erau prezentate scene de luptă și antrenamente ale membrilor acestei organizații, precum și imagini cu luptători ai entității teroriste. Vă spun eu, cea mai radicalizată femeie din România, am înțeles. Eu nu mă joc cu credința, ca să fac pe placul oamenilor. De ce? Îmi e frică de Allah! Ofițerii Serviciului Român de Informații au identificat toate conturile de pe rețelele de socializare, dar și postările incriminatoare, inclusiv pe cele publicate la doar câteva zile după prima condamnare definitivă. Inițial a fost pedepsită cu 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. A trebuit să le fac, a fost o condiție care trebuia să o respecte, altfel puteam să mă regăsesc în închisoare. Acum, dacă va fi condamnată din nou, femeia care a fost expertizată și psihiatric riscă până la 8 ani de închisoare, însă va trebui să-i spășească și prima pedeapsă. Un pod din apropierea capitalei s-a fisurat la nici 3 ani de când a fost reparat și dat în folosință în prezența oficialilor de la București. Probleme sunt de când a fost construit, adică în anii 80, spun cei de la transporturi. Acum au apărut crăpături în pilonii de susținere, iar traficul a fost restricționat. Podul de la Adunații Copăceni, din județul Giurgiu, trece peste râul Argeș. Are 250 de metri și a fost construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Ultimele reparații făcute acum 3 ani au costat aproape 10 milioane de lei. Când a fost redat circulației, au fost de față fostul premier Ludovic Orban și Lucian Bode, pe atunci ministrul transporturilor. Astăzi, iată, reușim să recepționăm acest obiectiv. Am schimbat total modul de lucru în cele 12 luni de guvernare, în ceea ce privește monitorizarea proiectelor, care se face în mod activ în teren, așa cum s-a întâmplat și aici. Și totuși, după 3 ani, podul nu are făcută recepția și au apărut problemele. Pilonii de susținere au deja fisuri vizibile. Cu toate acestea, pe acest pod trec zilnic zeci sau poate chiar sute de camioane cu marfă care merg spre Bulgaria, Turcia sau Grecia. Podul a fost executat prost, este concluzia celor de la transporturi. O expertiză tehnică făcută anul trecut confirmă teoria. Podul are o deformare numită de specialiști săgeată inversă, adică este lăsat 20 de centimetri. Problema ar fi fost agravată de parapeții grei de beton. Aceste imagini au fost filmate acum 2 săptămâni cu o dronă. Aceștia sunt parapeții de beton care până nu de mult au despărțit sensurile de mers. Împreună cântăresc 10 de tone. Au fost luați și mutați aici, pe marginea drumului, iar în locul lor au fost puși unii de plastic. Reprezentanții companiei de drumuri spun că parapeții nu au fost montați pe pod pentru că sunt neconformi. E posibil să fie parapet care a fost respins, adică în momentul în care vii și pui în operă niște materiale, el trebuie să corespundă normativelor. Dacă constructorul a adus parapet care nu corespundea normativului, nu l-am acceptat. Care au fost buni, au fost puși. Care n-au fost buni, n-au fost puși. Dovadă că sunt depozitați aici. O altă expertiză tehnică urmează acum să stabilească și ce măsuri vor fi luate. România intră serios în rândul producătorilor de autovehicule electrice. Ford a prezentat prima mașină care va fi produsă la Craiova de anul viitor. Noul vehicul va fi unul comercial și va avea un spațiu generos pentru marfă. Și modelul electric de la Dacia are succes, în țara noastră fiind cea mai vândută mașină de acest tip. Așa arată e-Transit Courier, prima mașină electrică care va fi fabricată la uzina Ford Otosan Craiova. Nu se știe deocamdată care va fi autonomia mașinii, însă producătorii au anunțat că motorul va fi unul de 100 de kW. Încărcarea la o stație normală va dura 5,7 ore. La o încărcare rapidă, sistemul va adăuga 87 de km de autonomie la fiecare 10 minute. O încărcare de la 10 la 80% va putea fi făcută în mai puțin de 35 de minute. Mașina va fi cu 25% mai mare la nivel de suprafață de încărcare a mărfii față de modelele anterioare. Va oferi o capacitate de încărcare de peste 700 de kg, iar spațiul pentru marfă va avea o lungime de 1,8 metri, o
lățime de 1,22 metri și o înălțime de 1,25 metri. De asemenea, a fost adăugată o nouă funcție cu ajutorul căreia viitorii cumpărători pot transporta articole precum scânduri sau țevi care să aibă o lungime de peste 2 metri. Interiorul este gândit să ofere cât mai mult spațiu șoferului, iar volanul are o formă ușor pătrată pentru o vizibilitate mai bună. Pentru a susține producția acestui model, compania a anunțat o investiție de 490 de milioane de euro. Din 2024, modelul Courier va beneficia și de o versiune complet electrică, e-Transit Courier. Vine să completeze promisiunile pe care le-a făcut Ford Otosan când a preluat fabrica de la Craiova cu ceva real. Deci, practic, Transit Courier este o mașină importantă nu doar pentru România, ci și pentru Ford. Modelul electric realizat de Dacia, botezat Spring, are deja mare succes și este una dintre cele mai accesibile mașini verzi de pe piață. Din toamna anului 2021 până în prezent au fost vândute peste 11.000 de mașini. Modelul este disponibil în două versiuni de echipare. Primul, cu un motor de 45 de cai putere, costă 20.800 de euro cu TVA inclus. Al doilea, cu un motor de 65 de cai putere, este la prețul de 22.450 de euro. Prețul mașinii poate să pornească de la 9.990 de euro, respectiv de la 10.990 de euro, prin programul Rabla 2023 și finanțare Dacia Finance. Primul proiect de limitare a inteligenței artificiale a apărut și în România, iar pedepsele pot ajunge și la 2 ani de închisoare. Riscă asta cei care realizează, difuzează sau stochează imagini sau înregistrări video care induc ideea că o persoană a spus sau a făcut lucruri care în realitate nu există. În tot acest timp, specialiștii în securitate cibernetică susțin că viteza de dezvoltare a acestui domeniu este dificil de controlat. Astfel de imagini au apărut în mediul online și au devenit virale cu viteza luminii. Aparent inofensive, aceste imagini pot avea și efecte negative pe termen lung, susțin inițiatorii proiectului de lege prin care aceste practici ar deveni infracțiune. Proiectul definește cuvântul englezesc deepfake, imaginile, înregistrările audio și video care pot cauza prejudicii enorme atât în ceea ce privește imaginea, reputația sau demnitatea unei persoane, cât și asupra unor organizații publice, private sau chiar instituții ale statului. Tehnologia aceasta modernă, adică inteligența artificială, poți face orice despre oricine și fiind un vid legislativ în acest domeniu, sigur că am considerat că ar trebui reglementată și tehnologia a ajuns atât de departe încât toate lucrurile pot fi contrafăcute și nu fac bine nimănui falsurile. Inițiatorii documentului spun că cea mai gravă parte a utilizării abuzive a inteligenței artificiale este aceea în care se creează prin montaje video sau audio aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri care în realitate nu au fost spuse sau făcute. Specialiștii cibernetici susțin că deocamdată trecerea de la teorie la practică este aproape imposibilă. Potențialul de a cauza prejudicii imaginii unei persoane publice e mult mai mare. E relativ ușor să generezi imagini noi cu persoane, dacă am câteva imagini cu ele. Videourile încă nu sunt foarte ușor de făcut, necesită ajustări manuale, dar și astea, într-un an, doi, maxim, vor fi foarte ușor de generat. Deci vor fi probleme, legea va exista, dar nu știu cum va fi pusă în practică. Autorii proiectului mai spun că tehnologia deepfake a evoluat pentru a fi din ce în ce mai convingătoare și disponibilă publicului, ajungându-se în unele cazuri și la fraude financiare. Proiectul prevede că fapta care conduce la realizarea și distribuirea malițioasă de conținut de acest gen va fi calificată ca infracțiune. Proiectul de lege va intra întâi în dezbaterea Senatului, însă Camera Deputaților va fi for decizional. Valul de frig care a lovit România în aprilie relansează sezonul de schi în stațiunile de munte. Pe multe pârtii se va schia inclusiv de Paște. Alte destinații preferate de români pentru următoarele zile rămân Bucovina și Delta Dunării, unde gazdele au păstrat prețurile la nivelul anului trecut. Cei care vor să plece în străinătate vor da însă cu 20% mai mult ca în 2022. La Sinaia, stratul de zăpadă a depășit o jumătate de metru, iar pe 9 pârtii din golul alpin se schiază în condiții impecabile. Nici nu ne mai gândeam, pusesem placa deja în cuier, dar am scos-o iar, că a nins mart și păcat că n-am ajuns chiar mai devreme. Profităm maxim să recuperăm sezonul, pentru că nu am avut atât de multă zăpadă. Pe pârtiile din Azuga răsăriseră săptămâna trecută brândușele, dar acum administratorii redeschid și aici sezonul de schi. Vine vacanța de Paște! Vă așteptăm la Azuga!
60% din locurile de cazare de pe Valea Prahovei sunt ocupate, iar cererea crește de la o zi la alta, mai ales că de săptămâna viitoare începe vacanța de Paște. În Sinaia, de exemplu, gazdele îi așteaptă pe turiști cu prețuri mai mici, în medie cu 15% decât astă iarnă. Avem și locații care încă mai oferă serviciile la prețurile de acum 6 luni, cum ar fi pensiunile mici, vilele mici, unde încă există camere de 200 de lei, de 150 de lei pe noapte. În Bucovina și în Delta Dunării, tarifele pentru un sejur de 4 nopți cu mesele festive incluse pornesc de la 1500 de lei de persoană. Și Poiana Brașov se anunță aglomerată, zăpada proaspătă a îmbrăcat stațiunea, însă transportul pe cablu este mai ieftin cu 20% decât în plin sezon. Au mai fost ani în care am ajuns de întâi mai unii la mare și unii la schi. Și ne-ar plăcea să repetăm. S-a prelungit sezonul și se schiază foarte bine în partea superioară. Cel puțin până în 17 aprilie, a doua zi de Paște, se va schia extraordinar. Dintre românii care au decis să petreacă vacanța de Paște în afara țării, cei mai mulți au optat pentru Dubai, Grecia și Spania. Sejururile în străinătate s-au scumpit în medie cu 20-30%, precizează turoperatorii. Mii de pachete cu bunătăți de Paște pornesc în aceste zile spre românii din străinătate, dar drobul, cozonacul, sarmalele și chiar ciorba de burtă vor ajunge pe mesele celor din diaspora și prin intermediul băcănilor pe care românii le-au deschis în toată Europa și care sunt apreciate și de străini. Mirosul de sarmale românești a ajuns până pe coasta de Azur. În casele din Prundul Bârgăului, în Bistrița Năsăud, se pun în pachete bunătățile pentru cei dragi plecați de acasă. Pun niște ouă. Pe urmă pun niște carne de miel, brânză, caș, slănină, dar asta bună, dulceață, cozonac, varză pentru sarmale. Acolo nu se găsesc ouă sau varză murată. S-ar putea să se găsească, dar de acasă e altfel. Din acest punct de colectare, din Sibiu, pleacă zilnic în medie 100 de colete către Germania, Belgia, Olanda, Franța și Italia. Ce aveți în pachet? Cozonac, lichiu, ouă vopsite, colorate de Paște. Înainte de Paște, numărul de colete se dublează față de zilele obișnuite, iar pachetele sunt tot mai voluminoase. Avem cereri multe de pachete, oamenii sună, noi facem rezervare. Transportul până la destinație durează maximum 3 zile și se taxează cu 1,5 euro pe kilogram pentru Germania și Italia. Tariful crește la 1,7 euro pentru Franța, Belgia și Olanda. Cum vreți să faceți? La sora noastră, enorm să bucură. I-am trimis poză cu ouăle și i-am zis că i-am făcut în coș de ceapă, cum se face la noi. Povestea se repetă și când vine vorba de coletele venite din Europa. Conținutul lor este însă diferit. Uitați aici, doamna Maria. Vai de mine, o să-ți că e mai mic. Sunteți bucăruciorul? Vă ajut? Nu, că mă descurc. Cei care au trimis pachete cu produse pascale, acum primesc înapoi cadouri, jucării. Surprizele nu se opresc însă aici. Pe coasta de Azur miroase a sarmale românești. Denisa Niță are o mică băcănie unde vinde bunătăți din România. Are tot mai mulți clienți pentru care a început să gătească. Zilele acestea le face sarmale și cozonaci. De Paște vă așteptăm cu produsele tradiționale, drop de miel, miei. Aproape de centrul Romei, românii stabiliți acolo au un magazin de unde pot să-și umple masa cu bunătăți în caz că n-au primit deja de acasă. Acum, în perioada asta, fiind Paștele Catolic, dar o grămadă de români sărbătoresc împreună cu italienii, pe urmă vine săptămâna viitoare Paștele Ortodox. La Roma, cozonacul costă 8 euro, kilogramul de carne de miel este 15 euro, iar o pască ajunge la 7 euro. Tradiția poate fi adaptată la ce se vinde mai bine. Asta pare să arate oferta din târgurile cu specific pascal. Participanții pun pe tarabe absolut tot ce cred ei că își doresc clienții. Așa au apărut drobul de curcan, de exemplu, sau din carne de cerb și mangaliță. Există inclusiv pască cu ciocolată sau cu aluat de plăcintă turcească. Oricum, pe lângă mâncare, am găsit standuri cu obiecte de pielărie, ceramică, artizanat și bijuterii lucrate manual. Problema acestui domn din piața Nerva Traian este, de fapt, visul oricărui comerciant. Acesta este. Mâine vom avea mai mult. Ultimul. A rămas fără drop din cerb și mangalița și oricum mai are doar câteva fire de cârnați de vânat și pârjoale. Vine Paștele Catolic, weekendul acesta și lumea se aprovizionează din timp. De fapt, toate târgurile mizează pe această poftă a românului de a mânca de toate. Acesta este drobul de curcan. Ce mai are înăuntru? Este făcut din organe și cu condimente. Tot din timp, doar că pentru Florii, o doamnă cochetă a ieșit la pescuit, direct de pe grătar. Avem și posibilitatea de a lua la pachet. Pentru cei care nu vor să-și facă fum în apartament, să nu
să certe cu vecinii. Așteptăm aici la noi în Piața Volantă. În două ceaune imense fierb liniștit cam 500 de porții de ciorbă de pește. Dacă nu inovezi, nici nu atrage atenția. La târgul din Parcul Herăstrău am găsit o pască supraetajată. Are 5 foi de aluat și foarte multă umplutură. Bucata aceasta este de fapt o jumătate de plăcintă, pentru că una întreagă cântărește în jur de 13 kg. Patiserii încearcă de fapt să deschidă toate portofelele. Pască cu brânză dulce și sfafide, pască cu smântână și pască cu ciocolată pentru copii. Niciodată n-a gătit. Aoleu, nu! Ați văzut? Niciodată n-a gătit bunica. Tot aici se vând, zic comercianții, cei mai buni cozonaci. Iar pentru cei care vor altceva, o ciocolată artizanală roz, mare cât roata carului. Asta este culoarea ei naturală, din arborii de cacao, unde sunt fructe de pădure plantate. Odată ajunși într-o piață, fie ea și cu specific pascal, oamenii sunt tentați cu de toate. Așa că în jur sunt cojoace, poșete de piele, obiecte sculptate din lemn și piese de artizanat. Dar, dincolo de câte sacoșe adunăm și ce punem în ele, de sărbători contează de fapt cu ce bagaj sufletesc am rămas. O să am timp și să pregătesc masa de Paște și să vin și la biserică la noaptea de înviere. În Vinerea Mare se celebrează așa numita Calea a Cruce sau Drum al Crucii. Preoții catolici își așteaptă credincioșii pentru confesiune. Sâmbătă seara, slujba luminii începe cu o oră înainte de miezul nopții. Președintele francez Emmanuel Macron va ajunge mâine în România. Nu este vorba însă despre o vizită oficială. Avionul său va face o escală tehnică pe aeroportul Anicoandă în drumul din China către Franța. Pauza va permite astfel alimentarea avionului prezidențial, un Airbus A330, iar pentru asta a fost ales teritoriul unui stat partener NATO. Cel mai probabil, liderul francez nu va coborî pentru a fi primit la salonul oficial. Totuși, conform protocolului, la aeroport va fi prezentă și o delegație cu oficiali ai statului român. În Ucraina, pacea nu-și găsește nicio portiță prin care să se strecoare. Ambele tabere mențin poziții inflexibile. Negocierile pentru pace în Ucraina vor fi posibile doar dacă discuțiile vor viza stabilirea unei noi ordini mondiale fără dominația americană, a spus astăzi la Ankara șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov. Ucrainienii sunt și ei de neclintit și vor înapoi pe insula Crimea. Pe de altă parte, solul noroios amână deocamdată lansarea contraofensivei Kievului. Armata Ucrainei va fi la granița Crimeei în 5 sau 7 luni, asta dacă îi dăm crezare lui Mihailo Podoliac, principalul consilier al președintelui Zelenski. Și odată ajunși acolo, ucrainenii le vor da rușilor de ales dacă pleacă voluntari ori dau piept cu trupele Ucrainei. Altfel spus, recuperarea peninsulei rămâne un obiectiv neclintit al Kievului, cel puțin la nivel retoric. Pentru a micșora pierderile militare ucrainene, amenințările la adresa civililor și distrugerea infrastructurii civile, Ucraina este dispusă să dea Rusiei șansa de a decide cum părăsește Crimeea. Este dezvăluirea făcută pentru revista Politico de Tamila Tasheva, cel mai înalt reprezentant al președintelui Volodymyr Zelenski pentru Crimeea. Pe de altă parte, din Turcia, unde a mers să discute despre prelungirea acordului privind exportul cerealelor ucrainene, ministrul rus de externe a reiterat o poziție la fel de intransigentă. Мы готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые сегодня сложились, и с учетом законных интересов и законных озабоченностей Российской Федерации, прежде всего с точки зрения нашей безопасности. Unii dintre aliații occidentale ai Ucrainei se tem însă că Vladimir Putin ar putea recurge la arme nucleare tactice pentru a apăra peninsula, al cărei statut nu este negociabil pentru Kremlin. Dincolo de speculații și declarații de propagandă, o comparație între imagini din satelit surprinse în februarie și acum, asupra bazelor militare din Crimeea, scoate la iveală manevre ale trupelor rusești. Un depozit militar al armatei, unde erau garate numeroase vehicule blindate și elemente de tehnică militară, apare în prezent semnificativ golit. O posibilă explicație este redirecționarea blindatelor și a tunurilor către alte zone pentru a întări unele poziții rusești în perspectiva iminentei contraofensive ucrainene. O altă ipoteză este că mutarea echipamentelor ar fi semnul unei retrageri tactice ca să nu fie prinse într-un eventual avans rapid al trupelor Ucrainei, care au început să folosească pe front și transportoarele blindate Stryker trimise de americani. Între timp însă, rușii ar fi cucerit malul vestic al râului Bahmutka și înaintează către centrul orașului, anunță Ministerul Britanic al Apărării. Oficialii de la Londra atrag atenția că acest avans pune în primejdie reală ruta cheie de aprovizionare pe la vest de oraș. Cu alte reușite, rușii nu se pot totuși lăuda. Давай, зараза, зараза, идем, идем!
Aceste imagini publicate de o agenție de știri de la Moscova arată soldații armatei întâi tancuri în timpul unui asalt în câmp deschis asupra unor poziții ucrainene fortificate. Blindatele lipsesc, iar pierderile rușilor sunt mari. Potrivit organizației Rusia după gratii, care monitorizează recruții Wagner, din aproximativ 50.000 de voluntari ai grupării, în jur de 40.000 sunt morți sau dați dispăruți în Ucraina. Prigojin a ținut un discurs cinic în fața unui cimitir din vestul Rusiei. Продолжают хоронить бойцов ЧВК Вагнер. На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война, она приводит к тому, что уходят бойцы. În sfârșit, Financial Times scrie despre discuții intense în cadrul NATO despre ce anume ar putea fi oferit Ucrainei la summitul Alianței de la Vilnius în luna iulie. Potrivit sursei citate, Statele Unite, Germania și Ungaria se opun încercărilor Poloniei și statelor baltice de a oferi Kievului o foaie de parcurs pentru aderarea la NATO. Invitat la summit, Volodymyr Zelensky a dat de înțeles că se va duce doar dacă țara sa va primi garanții de securitate postbelică sau o colaborare mai strânsă cu Alianța. Washingtonul este îngrijorat că aprofundarea legăturilor Kievului cu Alianța în toiul războiului ar putea juca în favoarea celor spuse de Putin privind un conflict Rusia-NATO și ar duce la escaladarea conflictului. Atacat în toiul sărbătorii de Pesach, Paștele evreiesc din sud și din nord cu 10 de rachete, Israelul a bombardat în zori fâșia Gaza și Libanul. Recent, tensiunile israeliano-palestiniene s-au intensificat brusc în urma numeroaselor atentate anti-evreiești și a crizei politice din Israel. Hamas a tras o ploaie de rachete spre sudul Israelului, cele mai multe fiind interceptate de Iron Dome. Câteva au căzut totuși pe locuințe din orașul Sderot. Drept ripostă, armata israeliană a atacat tuneluri și fabrici de armament aparținând Hamas. Joi, aproximativ 30 de rachete nerevendicate au fost lansate din Liban spre Israel, rănind câteva persoane și provocând distrugeri. Este o escaladare pe frontul israeliano-libanez fără precedent din 2006. Israelienii presupun însă că nu Hezbollah a comandat și executat atacul, ci tot militanți din Hamas. Ca să nu se topească de dor, doi căței din Canada, buni prieteni, comunică săptămânal prin intermediul calculatorului. Avem dovada după o scurtă pauză. Și animalele pot lega prietenii pe viață. O demonstrează convingător doi câini din Canada. Vecini pentru o scurtă perioadă în pandemie, cei doi au ajuns să se înțeleagă atât de bine încât acum, chiar dacă îi despart 10 de kilometri, nu rezistă prea mult fără să comunice. Săptămânal au întâlniri online, iar atunci când se văd de-a binelea, sunt în culmea fericirii. Așa stau cei doi câini seara la povești online. Sadie's never really been the biggest fan of other dogs, but when she met Rolo, she whined and cried and laid down on her back like she just met the love of her life. Every time they see each other, he goes insane. We do FaceTime every Thursday night so the dogs can see each other. În vremea pandemiei, stăpânele celor doi câini au stat în case învecinate, dar numai pentru o scurtă perioadă. A fost însă suficient ca Sadie și Rolo să lege o prietenie trainică. După ce unul dintre ei s-a mutat, ambele femei au observat cât de mult suferă căței unul după celălalt, așa că s-au înțeles să programeze măcar o dată pe săptămână o întâlnire online. Iar când vine clipa mult așteptată a revederii în carne și oase, cei doi prieteni nu-și mai pot ține în frâu entuziasmul. Informațiile zile din sport le aflăm de la Corina Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Oana, bună seara tuturor! Dinamo scapă de datorii uriașe ca să promoveze. Pierdere grea pentru Dan Petrescu înaintea derbiului cu FCSB. Turcii gata să transfere un fotbalist de la Hagi și moment șocant la un concurs de haltere. Vedem totul imediat la sport.
Ofertă neașteptată din Turcia pentru Hagi, 3 milioane de euro, nu de la Galatasaray, ci de la Beşiktaş. Pas mare pentru Dinamo, cum scapă de datorii de 5 milioane de euro. Calificare dramatică pentru Petrescu în semifinalele cupei, urmează derbiul CFR-FCSB. Ajutor nesperat pentru Mecali în războiul cu Talpan, se deschid porțile în Ghencea pentru FCSB. Chipciu rămâne la Cluj să joace pe noul gazon, când va fi gata pentru finala cupei. Povestea de dragoste pe care o trăiește Larisa Iordache, noul iubit a ieșit dintr-o relație cu altă campioană. Au adus deținuții să curețe terenul de zăpadă. Un meci din Liga 1 e în pericol să nu se joace. Promisiunea Cristinei Neagu, s-au dat toate biletele și poate fi ultimul ei mondial din carieră. Moment șocant la un concurs de haltere. Un puști a văzut moartea cu ochii. Cu tremur de 6,9 grade, seismul a produs panică la un meci de fotbal. Și nici la Barça Real nu vezi așa ceva. Erau să dea foc la stadion. E cel mai încins derby din lume. Cum o să fie vremea în acest sfârșit de săptămână, știe Busu. Bună seara, Busu. Bună seara, Oana. Se încălzește puțin câte puțin. Mâine avem până la 14 grade. Apar și niște ploi așa pe partea vestică, sud-vestică a țării. Probabil că spre după masă ploile vin și pe partea sud-estică. Iar duminică avem temperaturi și mai mari un pic, dar toți suntem sub normal, 16 grade prin sud-est și ploile vin pe sud-vestul și pe centrul României. Busu, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV urmează sport, vremea și România au talent. Noi ne revedem mâine la ora 19. O seară minunată tuturor!